Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod din Good Game Empire. Data asta, la fel ca și în episodul anterior, vreau să ajungem la levelul 12 pentru a primi o recompensă destul de bogată din punctul meu de vedere. Și nu uitați să lăsați și voi un like pentru a continua cu această serie de jocuri. M-am uitat acum, înainte să începe episodul, la câteva misiuni și am văzut misiunea asta. Și e destul de grea. Pentru că nu putem face în episodul ăsta. De ce? Aici pe mapă castelele astea pot fi atacate după 2 ore. Și eu nu mai am un alt castel de level 3 în apropiere. În afară de ăsta, nu mai am pe altul. What the fuck? Ruine. Level 14. Doamne ferește, poate ajung și-o ca ăla. Ah, și da, în episodul trecut am spus că vreau să vă arăt o casă puțin cam specială, da. Acestea sunt avamposturile pe care le poți primi la nivelul 13, ceea ce mi se pare destul de tare, pentru că cu acestea avamposturi tu îți faci... Acesta este de fân, adică de pâine și lemne, adică... Ne face doar resursele acestea două, fără piatră. Dar există și cele cu piatră și pâine. Noi făcând resurse în aceste două avamposturi... Noi făcând resurse în aceste două avamposturi, ne le putem duna la castelul principal. Pentru a... ne crește... Pentru a ne spori producția de resurse. Și este ceva destul de tare. Am văzut pe... Am citit pe net pe forumul de la Good Game și am văzut că la level 13 se poate realiza această chestie doar dacă ne construim moșie, această casă, moșia. Și eu abia aștept să pot să am. Am pâine, nu mai îmi trebuie. Aștept să facă casele acestea două, mai am de făcut două locuințe pentru a le, nu le demolam, pentru a trece la nivelul 11, probabil, nu știu, sau va trebui să așteptăm să construim și gaterul pentru a trece. Nu înțeleg ce se referă prin castele prădate. Castelul unui om, oh my god, să nu spui că vrei tu să-l atac pe ăsta. Pe un pămpălău de la paralel cu jocul atac, dar unul ca ăla, nici gând. Uite, pe ăsta l-aș ataca, ce level are? Nivelul 8. Pe ăsta l-atac, dar mai întâi să-l vizităm. Vizitează castelul. Te rog, spune-mi că e deja praf și că are unele case în flăcări, ca să știu dacă l-atac sau nu. Ia uite, bă, tipul e bunicel. Dar are o bază de paralel cu viața. Eu urăsc oamenii care își lasă bazele așa de dezordonate. Mie îmi plac doar cele ordonate. Acesta are nivel 6, deci pe ăsta sigur îl atac pentru că nu a atins nivelul 10 ca să-și primească soldații lui multipli. Multipli în ce sens? Adică că au... putere, rapiditate și forță de atac. Bă, ăsta era castel, nu? Ăsta e nivel... Nivel 3! Nu cred! Pă, ăsta atacă! Să mor tu că mi-ai tu mie puncte de onoare! Plus 102%! 100 puncte de onoare. Și ăsta cât îmi dă? Tot 102%. Deci cred că am să-l iau pe... Kyle ăsta. Atac. Perfect. Unelte. Cred că o să bag decât un berbec de fier și gata. 22 de ghiocaliști, doia, și am băgat maximum. Nu, cred că am să fac așa. O să bag 3 de ăștia. Ce facem, mă? Ia scoate, mă. Tot numai din ăștia îmi dă. Unde sunt ăia? Hopa! Bine, mă, putere de 8, 978.
Și trebuie să așteptăm doar 18 minute pentru a face asta. Sper că va mai trebui să filmăm un episod de Dream Empire pentru a reuși să ne îndeplinim misiunile. Și să sperăm că vom atinge numărul de 100 de puncte de onoare. E ceva. Și 2% puncte de glorie. Deocamdată eram cu meme de războinic, adică sunt paralel cu viața. Uitați, vei obține următoarele răsplată când vei atinge 100 de puncte de putere. Care era răsplata? A, asta e știu ce... Alianță. Cum poți să ieși din alianță? Caută. Părăsește alianța. Cum fac asta, frate? Era ceva legat de setări, deci, dar nu mai știu unde. Uitați. Setări. Asistență, schimbare de cont. Nu schimbă parola. Nu. Resurse, nivel. Alianțe, uite așa. Frate, te rog eu frumos, cum ies, nu să-mi spui altceva. Nu, engleză, română. Adică știu și engleză, dar nu, îmi place mai mult română. Muzică deschisă. Nu, deci nu înțeleg. O să caut eu pe forum să văd ce naiba. Și da, frate, uitați, astea sunt recompensele. 200 de rubine dacă îndeplinim o grămadă de misiuni. Bun. Am făcut o misiune. Mulțumesc. Două misiuni chiar. Și am primit alta înapoi. 5 săgetători. Ok, facem 5 săgetători. 2 minute. Și de fapt, nu trebuie să lăsați un like pentru a mă motiva să continui cu această serie. Să continui cu această serie. Mă uit acum peste legatul meu și observ că stăm prost cu gardul, cu apărarea. Apărare. Zid disponibil de la nivel 11. Mulțumesc! Acum știu că trebuie să fac și level 11 ca să putem să ne modernizăm apărarea castelului. Da, asta e doar castelul meu. Cât mă costa un slot de ăsta? Opa, opa, ușurel. A, macaraua pentru construcții. Ok. Hata regatelor. Nu este un regatul ăsta. De ce am apăsat pe el? Că vreau să văd hata regatelor, câte regate sunt. Dar din câte am văzut pe net, cred că sunt 4. Al nostru și cu încă 3. Focul, deșertul și cu gheața. Parcă. Nu sunt sigur. Lăsați-vă în comentarii dacă ați văzut că eu n-am fost atent. Colectează biluri. Mai dăm una. Misiuni. Misiuni. Meniu de construcții. Misiuni. E timpul să acționezi castele prădate. Da, bun, atacăm acum unul. Se vor teme de mânia ta. Bă, ce prost sunt. Eu zic că trebuie să atac două castele de nivel 3 de Baron Tâlhari și nu atac un castel de Baron Tâlhari. Toate valuri. Ok, scoate astea. Perfect. Așa. Ce scrie aici? Castle Cool World. Acum e ca o fi castelul ăsta nivel 22, onoare 391 și e nobil. Ești nobil, bă? Asta e un membru al alianței mele, uite, uitați, scrie sub el Zilina, ca și la mine. Bine, acum am dat pe atac, uiteți, Zilina. Trebuie să mă mai uit odată la rankul meu de războinic, să văd cum avansam.
Nu m-am uitat de mult. Perfect, am făcut în comisiune, nu știu cum. Nume alianță, Zina, puncte de onoare, 172, puncte construcție, alianță, 43.000. Titlul tău războinic, punctele tale de glorie. Titlul următor, cavaler. Îmi trebuie 20 de puncte și primesc 3.700 de bani, nu cred. Nobil. Plus 5% mai multe monede pentru atacurile glorioase. La boier, rubine. După la fel, rubine, rubine. Vreau să văd care era ultimul rang. Ah, da. 24, cel neînfricat, cel mândru, cel neîndrumător, cel temut și top 1 invincibilul. 20% bonus ofensiv pentru toate țintele, nu alianțele, mă. Colector de echipament. Bine, șefule. Echipament. Ia să dăm noi toate astea jos de pe el. Să nu spui că ăsta e plecat în război. Ba da, mai e plecat în război. Holy moly, câte echipamente avem, ești nebun! E nebun! Avem o armură roz. Dai să văd dacă e plecat în război. Da, e plecat în război. Bravo, șefule! Bun, fraților, păi, eu zic că opresc aici. Cam atât a fost și cu acest episod de Game Empire. De data asta n-am făcut prea multe, dar aproape am reușit să ne atingem potențialul. Eu am fost de gaming, voi nu uitați să lăsați un like și să vă abonați. Baftă lume, pa!